Miriam, welcome to Porsche Talks Tennis, cum spunem aici. Ai un punct pentru fiecare răspuns corect la întrebarea asta. Pentru că întrebarea asta este, ce fete au câștigat Grand Slam-urile anul ăsta? Arina Sabalenka. Una. Iga. A, tu le zici în ordine? Da. Punct bonus. Vorbim. La Wimbledon. O tipă cu desene pe ea. Ah, Vondrușova. Vondrușova, așa. Exact. Și US Open. Paul, abia am jucat. În propria curte. Ah. Au jucat acasă. E, adică a jucat acasă, da, chiar la propriu, la ea acasă. Da. Dar nu vine. Zi-mi o jucătoare americană care e mega pe val acum. Goff? Exact. Olo. Ia, n-am realizat. Să pățești. Să da. Mai întâmplă. Vezi, și noi, și fetele noastre ar lua acum slam-uri dacă s-ar juca în România, bă, dar n-avem. Vă rog frumos, adunați-vă un pic. Lasă că luăm la Transilvania Open. Corect. Da. Că noi facem interviul ăsta cu zi înainte să debutezi tu, nu? Da, mâine să zic. Perfect. Ținem cont. S-au luat 4 puncte. Plus 1 că le-a zis în ordine. 5. Excelent. Pentru 3 puncte, care a fost prima jucătoare de tenis care a fost concomitent numărul 1 mondial la simplu și la dublu? Că până atunci nu reușise niciuna să facă. Mă gândesc că Serena Williams. Nu. Era, e ceva mai devreme decât Serena, okay. Pe vremuri. Și e din Cehia. Și a jucat multe turnee și dublu și simplu și dublu mixt după aia. And so on, and so on. Mai de mult? O cehoaică, mă, mai de mult, exact. Zic, dacă nu știi, poți zici, habar n-am, meștere, că n-am, nu știu. Na. Zic eu? Da. Navratilova. Ok. Martina Navratilova, mai de mult, mult, da, mai de da, mult. Da, da. Așa. 3 puncte. Cine a fost prima jucătoare de tenis care a câștigat un career Golden Slam? Adică toate slamurile dintr-un an, plus Jocurile Olimpice. Aici e destul de simplu, pentru că îți dau indicii până știi. 1. E din Germania și e cea mai bună jucătoare germană din istorie. Ok. 2. A jucat tenis la începutul anilor 90 și ca ea nu juca nimeni și avea reverul slice. Și îl știa toată lumea. Steffi Graf, nu? Păi da, ce ai făcut? M-am mai zis că mă întreb din istorie. Am spus că îți dau indicii până știi. Apropo, interviurile astea nu se să te pun pe tine în dificultate, ci să aflăm cu toții lucruri din tenis. Mm-hmm. De fapt, asta e. Okay. Știi? Deci, ok. Da. Suntem, la final, repet, nu facem clasament între voi. Stai liniștit. Bun. Întrebarea numărul 4, tot pentru 3 puncte. La Australian Open 1997, cine a devenit cea mai tânără câștigătoare de slam la 16 ani? Ca să vezi ce fac unii la 16 ani. Ciocolată bună cu vaci mov. Nu e Federer, e de acolo. Ok. A jucat mult timp după aia și dublu. Hingis. Excelent. Așa. Good point. Da, 3 puncte. Nu că te ajut. Sunt bun la ajutor. Da, mi s-a mai spus. Și că e bun meșter la pus faianță, mă ajut în alta. Așa, 5 puncte. Care este, e grea. Ok. Concentrează-te. Care este cea mai amuzantă jucătoare din WTA în opinia ta? Wow! Adică, hai să spunem așa, dacă faci o petrecere acasă, ai chema-o ca să fie sufletul petrecerii. Poți să-ți faci prieteni și dușmani în momentul ăsta, deci... Corect! Join the club! Și poți să răspunzi orice, că tot 5 puncte ai. Da. Aia e. Ca să fie mai simplu. Cred că Moni. Monica? Monica. Monica. O aduce pe Monica aici. Să ne zică glume, să râdem. Aia da. Facem, nu? Clar. Da. Monica, da. Nice. Foarte, foarte funny. 5 puncte. Bun. Pentru 4 puncte, cine a câștigat cele două ediții anterioare Transilvania Open? Anul trecut Blinkova și acum 2 ani Kontaveit. Am zis 4, pune 5 puncte ca răspuns fără să respire. Tare. Aici trebuie să dau indicii de obicei. Da? Da, a trecut mult timp. Bun. Ce jucătoare de tenis are cele mai multe medalii olimpice pentru 4 puncte? Indiciu, o cheamă Williams. Da, asta v-am să zic. Serena.
Nu. Nu! Am picat în plasă. Ai picat în plasă cum au făcut toate celelalte jucătoare care au răspuns la această întrebare. Păi incredibil, are mai multe Venus. Serena e la slam-uri și Venus la jocul lor. Ce cred că s-au și înțeles acasă să-și împartă, wow, să aibă discuții. Da, e bine, da, Venus Williams. Mm. 5 puncte. O întrebare la care nu o să știi răspunsul. Super. Nu contează, stai niște de că suntem aici ca să aflăm lucruri. E un lucru pe care o să-l afli și tu, așa cum și noi l-am aflat când am, când am conceput întrebarea asta. Cine a fost prima jucătoare de tenis care a purtat fustă la Wimbledon? Ea a fost acuzată la momentul respectiv de comitetul All England Club că a introdus vulgaritatea în tenis, pentru că așa era pe vremea aia, ca să înțelegi cât de mult am avansat. Ah. O să dau răspunsul pentru că nu ai de unde să știi. Se întâmpla în 1949 și jucătoarea era Gussie Morin, o americană. Da? Mulțumim lui Gussie Morin că a mai relaxat un pic băieții din UK. Că probabil că ar fi trebuit să purtați alb pe cojoace în momentul ăsta, dacă nu. Da. Așa, pe alb e ok și atât. Bun, pentru 5 puncte. În 2001, vorbești și tu imediat. În 2001, un virus cibernetic a fost botezat după această jucătoare. A fost un virus care s-a împrăștiat în toată lumea printr-un attachment file, o poză care a mers pe mail-uri cu această jucătoare. Și virusul îi poartă numele. Și se cunoaște foarte bine cu Enrique Iglesias. Curnicova. Exact. Good. 5 puncte, am zis, nu? 5 puncte, da. S-a notat 5 puncte, vă rog, mulțumesc. Okay. Curnicova, da. Pentru că știi cum e. Toată lumea știa pe Curnicova la momentul ăla. Vezi un attachment, apeși ca să vezi ce se întâmplă. Oh. Și uite, așa e virusul. Ați? Wow. Da, deci Curnicova a fost și virus, nu doar jucătoare de tenis. Acum, întrebare din partea celor de la Porsche, care ne găzduiesc pe aceste scaune. Stăm bine, nu? Da. Okay. Le luăm la birou. Tu nu prea poți la birou. Biroul meu. Birou între munca ta de la birou, adică între gamer, s-ar putea să poți să stai pe un scaun de ăsta. Da. Da. Pentru 10 puncte. 10 puncte. Multe. Ce alegi? Ți-am spus că spun întrebarea asta. Porsche 911, Porsche Taycan, Porsche Panamera, Porsche Cayenne sau Porsche Macan? Taycan. Electrică. Da. Te întrebi și de ce? Păi este modelul de Porsche care se află în toate vizualizările mele. Ok. Și, nu știu, mi se pare mașina ideală. Nici prea mică, nici prea mare, puternică, electrică. Mă rog, nu. A, bine. 700 către 700, da, plus de cai, adică, da, ne ajută în viață. Mi-a spus un prieten și că, bă, 700 de cai e cam mult. Și ai stai niște cât de descurci, te obișnuiești foarte repede. Deci asta ar fi, da, miza. Foarte bine, deci Porsche Taycan. Good, good choice. Da. Nice. 10 puncte. Apropo, orice alege era cu 10, da, puncte, bineînțeles. Acum, pentru un singur punct. Ce jucătoare de tenis deține recordul de titluri de Grand Slam la simplu? Serena. Nu. Încă o dată. Mai. Încă o dată. Serena s-a chinuit, da, o perioadă, așa-i, sau o egaleze pe această jucătoare? În Australia e o arenă care îi poartă numele. Margaret Court? Excelent. Un ok, punct. Dar e cu duș întors aici, că are niște slam-uri și înainte de... Păi și ce să facem? Asta, da, așa e. Era open, așa, așa calculăm noi. Exact. Și apropo, știi câte sunt pentru un punct bonus? Câte 25? Nu, câte a câștigat Djokovic anul ăsta, că a egalat-o, practic. 24? 24. Ah, deci okay. 2 puncte. Ok. Good point. Good. E bine. Pentru 5 puncte, întrebare grea, concentrează-te, pentru că e cu joacă. A câtea oară a împlinit Porsche anul ăsta 75 de ani? Prima. Prima, perfect. 5 puncte. E grea asta. Ți-am spus că e grea. E ok. Da. E ok. Încă o dată, pentru 5 puncte, din nou foarte grea. Dacă ai putea să... Sună ciudate, întrebări ciudate, nu? Adună-te un pic. Dacă ai putea să știi toată cariera ta împotriva unei singure jucătoare, care ar fi aceasta și de ce? Or, pentru 5 puncte. Iar îmi fac hate. Dacă zic. Păi de ce? Că joci împotriva ei, poate îți place. Păi știu că îmi place, că de-aia aș vrea să joc împotriva ei și o bat mereu, nu? Perfect. Dar avem așa ceva, nu? Da. Stai să mă gândesc așa.
O să zic care mi-a venit prima, Polona Herzog. Ai bătut de două ori în ultima lună, cred. Și nu numai, adică e o jucătoare foarte bună, doar că stilul ei îmi place așa de mult, încât mi-aș dori să joc cu ea non-stop, pentru că... A, ți se potrivește foarte bine. Apropo, felicitări pentru că ai bătut pe Kaia Juvan. Mulțumesc. Foarte bun, foarte bun meci. Și la ea acasă. Da. Ca să fie și mai bine. Hai că ne pricepem la tenis. Ne mai uităm și noi la tenis. Așa, bun, în următoarea întrebare. Pentru 5 puncte, ce jucătoare de tenis deține recordul pentru cele mai multe finale de slam pierdute? În era Open, bineînțeles. Acum, are 16 finale pierdute de slam și 18 câștigate. Asta okay, e că e bine. Okay, e bine. Deci e jumii-jumă aici, oarecum. E americancă și o vedem pe la televizor vorbind despre tenis foarte des. Pentru că vorba aia, din 34 de finale o fi și știi în ce vorbește, știi? Da. Greu? Greu. Greu. Chris Evert. A, am vrut să zic, dar am zis că vă zic vreo... Păi da, spui ce vorba aia. În cel mai rău caz primeai 0 puncte, în cel mai bun caz luai 5. Da. Spune, nu o problemă. Următoarea întrebare, pentru 3 puncte. Care a fost prima jucătoare de tenis din istorie care le-a bătut la același slam pe Venus și pe Serena Williams? Se întâmpla Australian Open în 2001. Și este foarte, foarte, foarte elvețiancă. Și e foarte, foarte prezentă în întrebările noastre. Ok, Hingis? Hingis, da. Deci, din nou, 3 puncte. Așa, următoarea întrebare. Ce meserie, sau ce a fost, cum vrei tu, Roland Garros? Ce meserie a avut Roland Garros? Domnul Roland Garros. Monsieur Roland Garros. Asta e o întrebare bună pentru că o să aflu și eu răspunsul. Ok. A fost unul dintre cei mai buni aviatori din istoria Franței. Deci n-a avut niciun fel de legătură cu tenisul. Da? A fost unul dintre cei mai buni aviatori din primul război mondial și în cinstea lui oamenii au denumit turneul care până atunci se numea Internaționale de Tenis ale Franței. Apropo de Internaționale de Tenis ale Franței, pe ce suprafață s-a jucat prima ediție a acestui turneu? S-a întâmplat în 1891 și nu este ceea ce crezi tu. Da, evident. Cred că iarbă. Da, da. Cool! 4 puncte! Tare! Da, pe iarbă. M-am uitat când am ajuns acolo, am intrat un pic pe Google să văd una alta. Una dintre ideile mele era să văd și cine a fost Roland Garros, dar vezi că am aflat acum. Da, nu e niciodată prea târziu vorba aia. Dar asta cu iarba... Da, pe iarbă, cool. Da. Și informații primitare au jucat doar băieți la ediția respectivă. Okay. Fetele au venit după niște ani chiar. Așa că, da, foarte bun, nice. Și apropo de suprafețe, în 1974 a fost ultimul an în care celelalte trei slemuri în afară de Roland Garros s-au jucat toate pe iarbă. Deci în 74 a fost trei pe iarbă și Roland Garros pe zgură. În 75, următorul an, US Open a decis să schimbe. Pe ce crezi tu, că nu știu dacă știi, poate te-ai uitat și la asta, s-a jucat US Open în 1975, 76 și 77, 3 ani. Din nou, nu e ceea ce, adică e departe de ceea ce te așteptai să fie. Hai să zic, deci nu se mai juca pe iarbă? Nu. Hard nu cred că este că e prea ușor. Zgură verde? Da. Și pentru că ai luat și ai zis și verde, îți iei un punct în plus. Deci două puncte plus unul bonus. Da, zgură verde. Wow. Ca la Charleston, practic. Okay. Imaginează-ți, cred că părea un Năstase. A prins domnul Năstase pe ceva pe acolo. Da. Bun, și acum, ultima întrebare, cea mai complicată. Și concentrează-te bine, 5 puncte. Cine câștigă Transilvania Open anul ăsta? Poți să zici ce vrei tu. Poți să-ți faci prieteni, poți să-ți faci dușmani sau poți să te simți tu bine. N-am cum să zic altceva decât eu. Good point. Felicitări pentru punctele pe care le-ai câștigat. Calculează băieții din studio aici, deasupra noastră, câte puncte s-au adunat. Și multă baftă. Să-ți iasă. Noi ți-am dat 5 puncte pentru ultima întrebare oricum, dar cred că ți-ar fi mult mai de ajutor punctele WTA pentru victorie aici. Deci mersi foarte mult. Mulțumesc și eu. Por la treabă. Mulțumesc mult. Super.